Bine ați venit la un nou episod din seria Nici o zi fără Toyota. Ați văzut-o prezentată la sfârșitul anului cu toate cele pe ea. În acest episod revopsim bara a treia oară, montăm aceste proiectoare de aici, de pe bulbar de la Osram, pe care aș vrea să vi le prezint în episodul următor, când o să reușim să legăm și firele la ele. Au poziții, au fază de drum, foarte mișto, foarte tare. Vă recomand, din punctul meu de vedere, cel mai bun raport preț-calitate. Le mulțumesc pe această cale că sunt partenerii noștri și că au încredere în noi. Eu vă las să urmăriți, că e bun. E bun episodul, vă zic. Haide că te fac aici asistent oficial la Nici o zi fără Toyota, vorba ce. Am făcut distribuția așa, am făcut să fie bine, am mutat cutia de solenoizi aici, așa, ca să fie firele astea foarte groase, mai subțiri, de la troliu de aici, așa, punem la loc capacul cu V8, că vorba aia, bogăție, nu se mai vede, bogăția, așa. Vopsim bandouri, vopsim bara față, facem legături noi la proiectoare, punem ușițele astea aici ca să mai avem un compartiment, că la overlanding așa e treaba, nu ți ajunge, știi? Tot ce e de cărat. Punem bandouri, punem tu și aia e. Mai am parasolare, paravânturi, paracreci, paratrăznet. Da. Cam asta e treaba. Lege. Deci, astea nu sunt ale mele. Astea nu. Alea nu. Mamă, uite așa vreau cu izolat. Cu o culoare, fiecare piesă altă culoare. Cameș. Da, mă. Facem țiplă. Gri, mat. Și pentru amărâtul ăsta, 150. N-am mără. 150. Ai pus bălășiu aici, ai făcut frumos? Trage-l de obraz. Ce fai? Da, și acum să tăiem. Mare atenție când tăiați, să nu tăiați și firele. Și mare atenție cu încuietoarea, care este electronică și trebuie făcut aici o șmecherie ca să o puneți invers, ca să fie totul impecabil. Cum e la mine, sunt singur om cu încuietoare impecabilă, dintre toate Toyotele 100. Am zis-o! Am zis-o! Ziua aia în care trebuie să montăm proiectoarele, am vopsit bara, altă nuanță, am ales altceva, am vopsit și bandourile, că nu se mai putea, erau lovite, erau atârnate, erau în șep, punem și astea la loc ca să avem max tracturile pe poziție. Am montat și aici, am făcut frumos, curat, țiplă, am făcut frumos, să fie bine, să nu fie rău, pac, pac, cu sertare, cu tot ce vrei și acum să vorbim de proiectoare. Că știți că v-am întrebat atunci, noi ce proiectoare să-mi iau, domne, rotunde, pătrate? Toată lumea a zis că vrea pătrate. Ei, și pentru că așa a zis lumea, eu am luat rotunde cu interior pătrat. Ca să fie bine, să nu mai fie discuții. Adică să fie toată lumea mulțumită. Nu? Frumos. Le montăm aici. Mi-a făcut Dan aici suport frumos, am sudat, am făcut țiplă. Și o să le montăm acolo. Revin
cu video. Tac, tac. Avem și aici osramu, dar l-am izolat, ca să nu le mai demontăm, că și așa sunt complicat de pus aici, cu tot felul de șurubele, nebunele și așa mai departe. Așa că le-am izolat. Da, uite aici un osram. Se ascunde aici osramu. Frumos! Gata, mă? Păi da, aveam totul aici în față pus. Bine, mai puțin cablurile de la proiectoare. Și n-aveam suport de număr. Nu se mai putea să leg de bara aia vopsită să se zgârie. Trebuia să pun și eu frumos. Am greșit strada. Am pus și asta. Mulțumesc, Filip! Comandat frumos să am, să tractez, să nu trag de cârlig. Păi da, cu băieți. Ia, bă, bună, mă! Punem aici, frumos. Țaca-paca. Ia să vedem. Ia să vedem noi. Gata, am mutat suportul. Punem și plăcuța. Veche de la Terano. Are toate urmele posibile și imposibile. Se rabatează așa. Pac, pac. E o sârmă acolo care ne deranjează. Și este, da, de Nissan. Ca să fie bine, să nu fie rău. Ei. Da, mă. Am montat, am făcut andres, am pus paravânturile la loc, ăsta mai e de polișat, restul le-am polișat, le-am schimbat adezivul, că erau montate greșit, strâmbe, urâte, le-am făcut să fie bine, așa, taca, 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 vin și ele acum la linie, frumos, elegant, mai am de polișat, mai am de șters, am pus și stickerele de la băieții ăștia, mulțumesc băieți! Am pus și bara revopsită, proiectoarele, mai am să trag firele de la proiectoare, taca, 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 și bineînțeles, nu în ultimul rând, să refac rugina de aici de jos, de la parbriz, pentru că am refăcut-o doar pe aia de sus și a apărut una nouă aici. E voilà! Hi-hi-hi! Viața cu Toyota. Hai! Da, mă, dar am parasolare de 400 de euro. Cât? 400. Bine, eu sper convins că găsiți voi mai ieftine. Am luat șofer. Vorba aceea, mergem să băgăm freon. Că dacă nu mergem azi, nu mai mergem niciodată, frate. Și se usucă garniturile de la instalație. Dacă lăsați instalația de aer condiționat fără freon, peste iarnă, peste vară, peste ce vreți voi. Așa că mergem la Filip, la Mecanero sau la GES, cum îl știe lumea, să încărcăm cu freon. Da, 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 da. Și nu mai suport CD player-ul ăsta care este portocaliu și totul verde și cred că o să-i trag un ciocan într-o zi. Cred, sunt ferm convins. Da. Și l-am lăsat pe Bălă să conducă, pentru că eu am treabă pe telefon, dar nu de asta. L-am lăsat să conducă ca să vadă și el diferențele între benzină și diesel, să-mi zică cum îi se pare față de a lui și așa mai departe. Adică nu, e totul constructiv. Tot cu țigară, nu trebuie să o arunci, poți să intri cu ea, chiar dacă nu se deschide geamul, deschizi pe ăla din dreapta. Da? Ești ok? Ești ok cu asta? Nu aia, aia nu-i mașina mea. Mulțumesc frumos! Mergeți bodyguardul, Filip? N-ai mască. Am cu. Ce-i drept? Da, am vrut să băgăm freon, mă, frate. Nu știu, mă, n-am treabă cu eu. Na. Să băgăm freon la... Ți-ai luat mașină? Asta e mașina ta? Bravo, mă, se pică, ce să zic? Merge rău din detailing, ești nebun? Îmi fac și eu. Nu știu. Asta lui Mercedes, al lui Nașu. Ah, e mașina lui Nașu, da, bravo, da. Că știu că băiatul ăla care a cumpărat-o face la... Eu zi, așa trebuie să pornești tu aia dieselă, să-i dai... Spriț când pornește, că altfel nu pornește. Ce frumos ninge, mă. Bă, ce frumos ninge, mă. Hai, bălășiule, hai, tată. Da. Da. Mi-am luat șofer că aveam treabă pe telefon cu donațiile, cu nu știu ce. Și am zis, ia mă, să mergi și tu să-mi spui cum ți se pare a mea față de a ta. Știi? Cum ți se pare? Merge volanul mai greu, merge mai ușor, merge... Știi? Și mie mi se pare că merge mai ușor volanul la mine ca la el, dar... Nu știu, cred că e din niște reglaje de direcție, de nu știu ce, de alte lucruri, știi? Like a boss. Gata, mă, ne încărcăm cu freon, băgăm să fie bine. O să avem la vară răcorică.
ceea ce este bine, pentru că e vorba aia, dacă tot avem aer condiționat, să-l și folosim. Dacă aveți probleme de aer condiționat sau orice altă problemă, veniți la Mecanero, nu la Bălășoiu, că Bălășoiu nu face nimic. Nici o zi. A venit și cu zăpadă, am băgat-o aici că e momentul să montăm pe spate lumina de mers înapoi. Ce să facem? Să punem aici niște proiectoare, că de când am mașina n-am lumină la mersul înapoi. Sau marșarier, vorba aceea. Așa că astăzi montăm. Dacă Bălășoiul nu s-a trezit să vină să-l fac om, fac mașina mea. Ce bine că am schimbat găurim, iar facem de gen. Vorba aia, de 100 de ori. Același lucru. E bun spiralul, face treabă. Mă rog că am aici o fac-fac. A rămas acolo. Urât miroase uleiul ăsta de gaură. Miroase a uzină, mă. A uzină de strungari. A strung miroase. Ulei de gaură. Acum să înceapă ăștia pe YouTube. Ce-i domnul ăla ulei de gaură? De unde iau și eu? Cum fac? Uite, mă, ulei de gaură. Uite, ăsta e. Uite. Ulei de gaură. Adică dacă cumva sunteți acasă și nu mai merge gaura, dați cu ulei de ăsta. Aici nu e cazul că am filetul întreg, ca să zic așa. E întreg. Treabă, treabă. Gata, mă. E da ok. Și bagă mașariul. Ia, stai așa. Pentru prima dată. Am lumină în spate, ești nebun? Văd gardul. Văd gardul în spate. Da bine, mă. Vorba aia. O să mă dau pe stradă să văd toată strada acum. Să văd cum se vede toată strada. Bă, n-aveam nimic în spate, nu vedeam nimic. Acum văd și eu, mă, ești nebun. Sunt și eu om. Nu? Se pare că sunt om, adică nu se pune problema de văzut în spate. Și acum intru în fiesta lui vecinul. Pum! Da. Era să zic, hai că o lasă mașarier și mă dau jos și filmez de afară. Eu pe ce să dau cu spatele acum, ești nebun? Și le-am făcut frumos, elegant. Nu ca în tinerețe când aveam buton și le aprindeam când îmi dădeau ăia flash-uri din spate. Le-am făcut frumos și elegant. Să se aprindă doar când bagi în mașarier. Și nu în alt mod. Which is nice. În compartimentul motor, ca să nu mai fie probleme cu apa și cu nu știu ce. Am niște cabluri speciale de muzică super groase pentru troliu, dar erau un veliș foarte gros și deloc maleabile, și așa că am luat o sculă cu care le-am dezizolat și acum trebuie să le tai cu flexul, pentru că nu știu altfel, să scot papucii ăștia care sunt prea mari, să pun niște papuci mai mici, să le micșorez dimensiunile și să fac din nou legăturile așa cum trebuiau făcute de la început, ca să zic așa. Și acum să vedem. Sigur fac eu o tâmpenie, 100%, dar dacă am să și filmez că eu fac tâmpenie, normal. Îmi fac și mai ales cu flex, cu sigur sare sânge. De ce să nu filmăm? Eu sunt ferm omul că există altă sculă de pe ea, mai bună. Ce frumiți! Cred că am tăiat prea mult, nu să scrape cu nimic pe altă. Dar nu e panică, mai avem cabluri. Asta s-a trezit eu la scurt. Și asta 2000. Dacă vă am dat niște set. Nu se convinsă că cei mai buni, care poate să fie asta pe aici? Nu 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 poate să
Și o pornire la friguț de benzinuță. Și la voi dieselurile tot așa pornez la minus 8 grade, e vorba aia. Da, aia e, ce să facem. Pornim și vebastoul să facă mai repede călduț. La răcâit. Așa e, mă, tot timpul, mă. Eu tot timpul când mă duc la dentist nu mă mai doare, mă, seama, înțelegi? Așa e și mașina asta, mă. Toyotele, printre multe alte probleme, au și probleme cu butoanele. Nu fac contact cum trebuie butoanele, știi? Uite. Și până astăzi trebuia să apăs de 570 de ori. Înțelegi? Ceasul nu e 4 să nu vă agitați, e 9 dimineața. Trebuia să apăs de 250 de ori, mă, până cuplau un buton de ăsta. Astăzi, că mă duc la vărămiu să-mi schimbe butoanele, funcționează perfect. Ca și aia în tenis, cum ar veni. Of. Ce să facem? Aștept să mai trezesc vecinii, vorba aia. Haide că e dimineața, la muncă, băi! Trebuie să-mi iau un suport de cap pentru iPhone. Că na, pentru a 1000 oară dau asta jos. Că na, vorba aia. Acum trebuie să schimbăm, să reparăm butoanele. Atât de simplu. Problema este că acum funcționează perfect. Așa e, nu? Când ești la dentist, nu te mai doare seama. God fucking damn it. Nu puteați să ascundeți și voi pe aici 10-15 mii de euro pe bordul ăsta? Nu puteți, nu? Hai. Da, spuneam că operațiunea e foarte simplă, adică se scoate acest panou care e prins în clemele astea. Efectiv, se trage de dânsul. Iese. Aoleu, muzică, firar muzica, mătii. Vei, taci-mă. Așa. Și după aia desfacem șurubelele, după aia desfacem butoanele, schimbăm butoanele, facem să fie bine. Hai, umfle. Da, de aici se complică treaba. Adică până aici, dacă e simplu de scos, aici v-aș recomanda să nu faceți voi. Să mergeți la cineva cu pricepere în ale electronicelor, plăcilor, butoanelor, becurilor, mufelor, integratelor, circuitelor. Și fiind jurat, nana. Da, un flec. Și am ajuns la asta și astea-s butoanele, adică astea. Adică astea-s butoanele care trebuie schimbate, că nu mai lucrează corect. Momentul adevărului. Ce? Ai pornit avariile, Gogule. Tu ai făcut asta. Da. Am făcut Andres. Ah, și vrei să am înțeles, vrei să vezi dacă merg, nu? Ok, hai să vedem. Hai să vedem dacă funcționist. Aia n-are treabă, că n-am umblat acolo. Nu, dar vreau să vedem dacă merge. Asta merge. Da, asta de jos. Ce ai, mă? Ce ai, mă? Ești nebun. Ce ai, mă? Ți-a aproape cu touchscreen. Acesta a fost episodul. Sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut și vă interesează, trebuie să dați acolo subscribe ca să creștem ca și număr de abonați, ca să putem să vă dăm materiale de cât mai bună calitate. Poate n-ați văzut, dar ninge, vă zic eu. Mai ninge în București, adică se mai întâmplă.